aș abecedar. Eu sunt mare, sunt școlar. Da, 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 chiar așa, bine e să fii școlar, da. Da, 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 chiar așa, bine e să fii școlar, da. Clopoțelul l-a sunat și la școală ne-a chemat. Toți în clasă am intrat și în băș ne-am așezat. Da, 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 chiar așa, bine e să fii școlar, da. Da, 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 chiar așa, bine e să fii școlar, da. Sunt un bobocel sfios, dar sunt foarte bucuros, că-am crescut și eu mai mare, merg la școală, bine-mi pare. Da, 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 chiar așa, bine e să fii școlar, da. Da, 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 chiar așa, bine e să fii școlar, da. Socotez, școala eu o îndrăgesc. Da, 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 chiar așa, bine e să fii școlar, da. Da, 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 chiar așa, bine e să fii școlar, da. Stimate cadre didactice, stimați părinți, dragele, vedeți, clopoțelul nu dorește să sune începerea noului an școlar. Vrea să mai stați în vacanță, dar voi v-ați săturat de vacanța mare, ați venit la școală voioși, sănătoși, bucuroși, ați umplut din nou curtea școlii cu glasurile voastre zglobii, noi vă primim cu toată dragostea, ne-a fost foarte dor de voi, vă urăm din tot sufletul bun venit în noul an școlar 2013-2014. Bun venit! Care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta,
facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul Dumnezeu nostru. Bine te voi cuvânta pe Domnul toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul ce vă lăuda sufletul meu, să audă ce-i plâns să veselească. Slăviți pe Domnul împreună cu mine, să înălțăm numele Lui împreună. Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați și ființele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta a strigat și Domnul a auzit pe El și din toate necazurile Lui l-a izbăvit. Străjuie-vă Îngerul Domnului împrejurul celui se tem de El și va izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește în El. Temeți-vă de Domnul toți sfinții Lui, că n-au lipsă ce se tem de El. Bogați au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți, fiilor, ascultați-vă de mine, frica Domnul vă voi învăța pre voi. Cine este omul ce se voiește viața și care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grească nicășug. Ferește-te de rău și fă bine, caută pace și urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei drept și urechile Lui spre rugăciunea lor. Iar fața Domnului spre cei ce fac rele să piară de pe pământ pomenirea lor. Strigat-o drept și Domnul i-a auzit și de toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul ce iubiți la inimă, pe cei smeriți cu Duhul va mântui. Multe sunt necazurile dreptilor și din toate acele va izbăvi pe ei Domnul. Pace Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre. Doamne miluiește! Pentru școala aceasta, pentru cercetare, Domnul Domnului să ne rugăm. De și cu el să ne iubileze, pe prea vățătorul celor bune, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Înțelepciunii și prin ea să izgonească din inimii lor sufrătății tinereții, să le lumineze. Doamne, miluiește! Prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință, fie bucurie și nu e părinte. Au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ bun și îndată au răsărit. Când aveau pământ adânc și când s-a emis soarele, s-au pălit de arșiță și neavând rădăcine s-au uscat. Altele au căzut între spini, dar spini au crescut și le-au înlăbușit. Altele au căzut pe pământ bun și au dat rod, una 100, alta 60, alta 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Lor deprinde cu bucuria
acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Dumnezeu nostru, care din timpul Tău ne insiste pe noi oamenii, să ne îmbrăcat cu voie de sine stăpânitoare, care din timp învățat. Și Davidele, și veniți fiilor, ascultați-vă de mine și vă voi învăța pe voi frica Domnului, ceea ce ai învățat pe Sfânt. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Neamț, rugăm pe domnul inspector Ivan Balan să ne adreseze câteva cuvinte. Distinși invitați, distinși colegi, dragi elevi, stimați părinți, chiar dacă clopoțelul n-a vrut să sune, văzându-vă atât de mulți aici astăzi, cu siguranță că începând de mâine o să sune foarte bine. Din partea mea vă doresc să aveți un an bun, plin de realizări, sănătate multă și să vi se împlinească tot ceea ce v-ați propus astăzi. Îngăduiți-mi să vă transmit într-o zi ca asta, frumoasă și plină de emoție, mesajul inspectorului școlar general al inspectoratului școlar, domnul profesor dr. Viorel Stan. Distinși invitați, stimați colegi, dragi elevi, în fiecare an, mijlocul lunii septembrie, reunește în școlile românești mai mult de un sfert din populația țării. În fiecare an, la mijloc de septembrie, emoțiile absolvenților se reunesc cu emoțiile celor care pășesc pentru prima oară pe porțile școlii, cu emoțiile părinților și ale dascălilor. În fiecare an, mijlocul lunii septembrie marchează sărbătoarea unui început pe care ni-l dorim, și pentru acest an școlar, plin de succes și de reușită. Anul școlar care s-a încheiat în 2012-2013 a însemnat adăugarea unor performanțe deosebite la cele pe care elevii nemțeni și le-au ajutat în ultimii ani. A însemnat de asemenea o confirmare a speranțelor pe care le-am avut, dar și o mai nuanțată punere în valoare a disponibilităților de învățare a elevilor nemțeni. Ca în fiecare an, sunetul clopoțelului va marca începutul unui an de muncă asiduă, pe care ne-l dorim plin de rezultate frumoase și de confirmări ale așteptărilor înalte. Pentru că, de fiecare dată, dacă pui suflet în ceea ce faci, nu se poate să nu te întâlnești cu performanță. Pentru calitatea deosebită a activității de învățare pe care ați desfășurat-o în anul școlar recent încheiat, vă mulțumim! Deopotrivă, vouă, dragi elevi, și dumneavoastră, domnilor profesori. Rezultatele pe care an de an vi le adjudecați sunt garanția unor personalități puternice ancorate în realitatea zilei de astăzi. Conducerea Inspectoratului Școlar al Județului Neamț vă felicită, stimați colegi, pentru rezultatele obținute în anul școlar trecut și vă dorește sănătate, prosperitate, putere de muncă și succes deplin în activitatea nobilă pe care o desfășurați. Dumneavoastră, stimați părinți care luați parte la această sărbătoare, vă dorim un an școlar în care să vă bucurați alături de școală, de rezultatele copiilor. De asemenea, vă așteptăm alături de noi în munca de realizare a obiectivelor școlii românești. Vouă, dragi elevi, vă dorim succes deplin în noul an școlar, să adăugați valoare la valoare pentru a demonstra că învățătura este preocuparea voastră cea mai importantă. Confruntările și competițiile din acest an școlar să confirme și să răsplătească eforturile voastre de zi cu zi. Tuturor, multă sănătate și putere de muncă, fie ca acest an școlar să fie un an al reușitei și al succesului profesional.